Oamenii dezvăluie la fel de mult prin tăcerea lor ca și prin ceea ce spun. Odată plantată sămânța bănuielii în mintea omului, aceasta găsește teren fertil pentru a crește. Pentru a câștiga totul, o femeie trebuie să știe să piardă. Nu știm cum va fi, dar știm unde dorim să ajungem și mai știm că nu o să ajungem nicăieri dacă nu încercăm. Este nevoie de mult mai puțin curaj pentru a te agăța de trecut decât pentru a înfrunta viitorul. Chiar știind că sfârșitul a fost trist, nu m-aș fi lipsit de frumusețea poveștii. Oamenii își ajustează comportamentul pentru a se potrivi cu societatea în care trăiesc. Se integrează pentru că trebuie, dar ceea ce sunt în interior nu se schimbă. Un prost este acela care ignoră semnele care îi se arată. Oamenilor nu le pasă cât de inteligentă este femeia, atâta timp cât este fermecătoare și drăguță. Când îți iei angajamentul pentru un lucru, să fie bătut în cuie. Un om cu mintea dublă este nesigur în toate căile sale. Este foarte greu să lăsăm de la noi, atunci când avem deja o părere formată. Puterea este cel mai puternic afrodisiac. Trebuie să găsești o cale de a te ierta atunci când greșești. Frumusețea poate fi un blestem pentru posesorul ei. Să nu-ți fie frică să trăiești. Bucură-te de viață! Oamenii tind să creadă întotdeauna cei mai rău despre cineva. Ce oamenii nu caută, nici nu vor vedea niciodată. Nu vă panicați dacă nu există un motiv real. Vă consumă energia. Cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla cuiva este să rămână singur și lipsit de dragoste. Dumnezeu lucrează pe căi misterioase. Crede în El.